Eveniment important la Bușteni. Cea de-a 12-a ediție a zilei colegiului Ion Calinderu din localitate a fost marcată cu mare fast. Manifestările au debutat cu un program pregătit de elevii claselor a 12-a. Aduc cu ei sărutul libertății și al permanenței ce răsună în gând. O bardă a cinive din corună, prin păr și plete șuieră în vânt. Rezultatele obținute de elevii colegiului în anul în care a trecut au fost apreciate atât de inspectorii școlari, cât și de reprezentanții administrației locale din Bușteni. E contribuția tuturor colegilor mei, întregului personal angajat al colegiului Ion Calinderu. Suntem așa de mândri că am ajuns aici și suntem doritori ca ceea ce am realizat să se ducă mai departe. Acest nume, această ștachetă la care am ajuns noi, să ajungă și mai sus de se poate. Și dovezile, exact cum am spus la întâlnirea în plen, dovezile noastre sunt copiii noștri, copii cu ghilimele, care acum sunt în poziții cheie, copii care ne fac cinste, copii care fac ciste locului de muncă orașului Bușteni. Ne-am străduit să iasă foarte bine pentru elevi, pentru viitorii noștri elevi în special. Ziua de astăzi le este dedicată lor și colegiului, astfel încât să ne poarte numele cu mândrie peste tot pe unde se duc. Cu ce vă mândriți în acest moment? Aveți rezultate? Rezultate foarte bune, pot să spun. Fără lipsă de modestie, de la concursuri școlare, examene de bacalaureat și terminând, nu pot să nu trec peste organizarea, faptul că elevii noștri au fost implicați în acea Olimpiadă Europeană de Matematică. Așa cum spuneam și în discursul de deschidere, încă primesc felicitări pentru activitatea pe care i-au depus-o. Învățământul a fost un obiectiv, pot să spun, îndeplinit de fostele consilii locale, de activitatea mea ca primar. Am pus suflet și țin la educație. Apreciez munca dascălilor de aici. Chiar le-am atras atenția să continue, să îmbunătățească procesul educativ și să mențină standardul, pentru că un statut de colegiu se câștigă greu. În cadrul manifestărilor s-au înscris, dincolo de programul artistic oferit chiar de elevi și vizitarea unității de învățământ și premierea celor mai bune rezultate obținute în ultimul an. Liceul din Bușteni a devenit colegiu în anul 2010, dată la care absolvenții susțin toate probele de bacalaureat aici.